Startul meciul de la Târgu Mureș cu o echipă în revenire de formă, o echipă care în ultimele trei meciuri a avut două victorii și o plângere după ce la pauză au condus la Cluj. Din păcate avem ceva probleme de lot, avem doi jucători importanți și Lazar și Crăsinescu suspendați, Jarcu Markovic încă nerefăcut, să sperăm că până vineri seara va fi apt de joc. Și noi pot să zic că avem un parcurs destul de bun în acest retur, pentru că în afară de prima etapă ne-am pierdut la Dinamo și știți cum acel 11 metri în minutul 8 și eliminare și a fost foarte greu să mai revenim. Avem un parcurs bun în campionat, nu am pierdut. Din păcate avem puține victorii, dar e important să adunăm punct cu punct, ceea ce și la Târgu Mureș ne propunem să nu pierdem și dacă este posibil să